bine ați revenit! Vă voi vorbi azi despre un lucru care, deși este cel mai important aspect al existenței noastre, într-un fel este însăși existența, n-a fost niciodată până în zilele noastre cu adevărat obiect de studiu pentru știință. Este vorba despre conștiință. Poate vă întrebați de ce vorbesc atunci despre acest subiect într-un material care face parte dintr-o serie dedicată științei și tehnologiei. Ei bine, din trei motive. Primul este acela că în ultimul timp știința a început să se ocupe și de conștiință. Există cercetări în acest domeniu care se ridică la standardele științifice. Al doilea motiv este acela că folosim tot mai mult ceea ce numim inteligență artificială. Și atunci apare în mod firesc întrebarea, vom avea și conștiință artificială? Dacă pentru unii dintre voi conștiință este sinonim cu suflet, întrebarea devine și mai ciudată. Vom avea cândva suflete artificiale? Vom putea crea suflete artificiale? Și al treilea motiv este acela că am dat peste o carte care propune un mecanism foarte interesant de apariție a conștiinței. O să vă prezint cartea imediat. Subiectul conștiință este unul foarte dificil. Ca dovadă este faptul că nici măcar nu putem defini clar și precis această noțiune. Se pare că definiția cea mai acceptată ar fi capacitatea de a fi conștient de persoana proprie și de mediul înconjurător. După cum vedeți, definim conștiința prin capacitatea de a fi conștient. Dar ce este această capacitate de a fi conștient? Foarte interesantă este de asemenea și legătura dintre conștiință și inteligență. Și nici pentru inteligență nu avem o definiție unică. Mai mult decât atât, azi este acceptată ideea că există multe feluri de inteligență. Cea mai acceptată definiție pentru inteligență pare să fie cea bazată pe comportarea unui sistem, pe reacția lui la modificările mediului ambient. Astfel, inteligența ar fi capacitatea de adaptare la mediu, de înțelegere a relațiilor dintre elementele mediului, capacitatea de a înțelege informația și de a recunoaște adevărul. Există, după cum vedeți, o formă a inteligenței care poate exista și fără conștiință, și anume capacitatea de adaptare la mediu, dar și o formă a ei care presupune conștiință. Cel mai mult îmi place legătura dintre această inteligență, să-i spunem inteligență conștientă, și adevăr. Pentru că inteligența conștientă ar fi ceea ce te poate conduce la adevăr, adică atât la noțiunea de adevăr, cât și la recunoașterea adevărului. O întrebare interesantă este și aceasta. Știm că poate exista inteligență fără conștiință. Avem astăzi inteligența artificială. Dar oare poate exista și conștiință fără inteligență? Răspunsul meu este habar n-am. Din fericire, nu despre asta vreau să vă vorbesc, ci despre posibilitatea existenței conștiinței artificiale. Va exista oare vreodată conștiință artificială? Ca să avem măcar o bază pentru a încerca să răspundem la această întrebare, ar trebui să știm cum a apărut conștiința. Așa cum v-am spus, am găsit o carte foarte interesantă în care autorul propune o modalitate de apariție a conștiinței. Cartea are titlul Conștiința dintr-o nouă perspectivă și este scrisă de Michael Graziano. Nu-i fac reclamă, n-am nicio legătură nici cu autorul, nici cu editura, dar pentru cei care sunteți interesați de acest subiect, este o carte foarte interesantă. Autorul, Michael Graziano, este doctor în neuroștiințe și profesor la una dintre cele mai prestigioase universități ale lumii, Universitatea Princeton. Michael Graziano consideră că aspectul cel mai important legat de conștiință este experiența subiectivă. El dă următorul exemplu. Un calculator conectat la o cameră video poate fi programat să recunoască de pildă zonele de culoare roșie sau să selecteze obiectele care au culoarea roșie. El poate să facă acest lucru la fel de bine, poate chiar mai bine decât un om.
Dar calculatorul nu are experiența subiectivă a culorii roșu. Nu simte roșul, nu trăiește roșul, nu are senzația de roșu. Și acest lucru este, după cum spune autorul, cel mai important lucru legat de ceea ce numim conștiință. Vom putea construi oare un calculator care să aibă, așa cum avem noi, senzația de roșu, să aibă o experiență subiectivă a percepției, nu numai a culorilor, a mirosurilor, a sunetelor și așa mai departe. Michael Graziano crede că da. Pe scurt, el spune că apariția conștiinței pleacă de la un alt fenomen psihologic, și anume acela al atenției. Chiar și ființe cu inteligență foarte scăzută pot fi atente, și el dă exemplul unei broaște care urmărește cu ochii o muscă. E o dovadă clară a faptului că este atentă la muscă. Dar oare este ea conștientă de acest fapt? Are o experiență subiectivă a faptului că urmărește o muscă? Sau este doar echivalentul unui calculator conectat la o cameră video care rulează un program de urmărire a muștelor? Nu cunoaștem răspunsul, dar după părerea autorului, momentul în care devenim atenți la atenție este începutul conștiinței. Adică momentul în care, fiind atenți la, să spunem, o muscă, punem întrebarea: cine este atent la muscă? Cineva, o entitate, este atentă, nimicul nu poate fi atent. Cine? În acest fel ajungem la conștiința de sine, la ideea de eu și la ceea ce numim conștiință. Și din acel moment, ceea ce a fost înainte doar atenție devine o trăire subiectivă, o percepție legată de ceea ce numim sine, legată de conștiință. Și în final ajungem din nou la întrebarea: vom putea realiza un calculator care să aibă conștiință, care să fie conștient de ceea ce face? Avem azi calculatoare despre care putem spune că sunt atente, de pildă cele conectate la camere video, așa cum am spus. Unele identifică fețe, altele identifică siluete de oameni, altele supraveghează vehiculele de pe o anumită porțiune de drum și așa mai departe. Dar asta este tot ceea ce fac. Lipsește programul care să fie atent la programul prin care calculatorul supraveghează ceva. Adică un program care să analizeze ceea ce se întâmplă. Acest program trebuie să fie independent de programul de supraveghere și trebuie să facă trei lucruri. Primul este acela că trebuie să producă un model, o reprezentare a obiectelor pe care le supraveghează calculatorul. Al doilea lucru pe care trebuie să-l facă este că trebuie să conțină sau să ofere un model al calculatorului, al structurii acestuia, adică a entității care este atentă. Și în fine, trebuie să conțină sau să producă o schemă a relației dintre calculator și obiectele observate. Adică trebuie să facă acest program exact ceea ce face creierul nostru în plus față de simplul fapt că observăm ceva. Și anume, produce un model, o reprezentare a obiectului la care suntem, a entității la care suntem atenți. Oferă un model al corpului nostru, al organelor noastre de simț. De pildă, știm că vedem cu ochii. Și, în fine, înțelege relațiile fizice dintre noi și obiectul pe care îl supraveghem, obiectul la care suntem atenți. De pildă, știm că obiectul este departe sau că obiectul este aproape, obiectul este mare sau este mic, este la dreapta sau la stânga noastră și multe altele. Ei bine, poate că dacă vom reuși să realizăm un astfel de program și un calculator suficient de complex ca să ruleze un astfel de program, atenție, IT-iști, atunci calculatorul care va rula acest program va deveni conștient și atunci va exista conștiință artificială. Calculatorul va înțelege că există și își va cere drepturile. Sau poate că nu. Numai viitorul ne poate da răspunsul la această întrebare.
Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!